Comuna Vâlcelele este compusă din satele Vâlcelele și Floroaica, situată în partea de nord-est a județului Călăraș, la o distanță de 29 de km în nord-vest de municipiul Călăraș, la 35 de km față de fluviul Dunărea și la 90 de km față de București. Comuna este străbătută de șoseaua județeană de la nord-vest spre sud, care traversează ambele sate, se îndreaptă spre comuna Cuza-Vodă și face legătura cu șoseaua națională București-Constanța. Autostrada București-Constanța trece prin nordul comunei la o distanță de 4 km. Cele două sate ale comunei se află la 3 km unul de celălalt, fiind despărțite de pădurea Floroaica. Comuna Vâlcelele este înfrățită din toamna acestui an cu localitatea Calfa din Republica Moldova, aflată nu foarte departe de granița dintre Republica Moldova și Transnistria. Din luna iunie acestui an, Nelu Tatu s-a instalat în fotoliul de primar al comunei Vâlcelele. Nu este la prima experiență în administrația locală. În trecut a mai lucrat pentru primăria municipiului Călăraș, iar în ultimii ani a fost, pe rând, consilier local și viceprimar. În primul rând, vă salut și bine ați venit în localitatea noastră. Din promisiunile electorale făcute în campania electorală, am realizat cam 80% din ce mi-am propus. Ne puteți spune care sunt cele mai importante realizări de până acum? Cele mai importante realizări de până acum este terminarea drumului comunal DC25 cu o investiție de 1 milion de euro, care se află pe mijlocul comunei noastre. A doua investiție pe care am promis și am închis-o deja săptămâna aceasta este reabilitarea bisericii din satul Floroaica, o investiție de 50.000 de euro. Reabilitare, acoperiș, schimba totul, schimbarea stațiilor de autobuz în totalitate în localitate, modernizarea scenei din parcul central, pentru că nu puteam să fac zilele cu fermierului Călărășean la Vâlcele, că nu aveam o scenă. Ceea ce o să vedeți este o investiție destul de mare. Pentru 2017, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, ne-am propus multe proiecte pe care le-am depus și la FIR și la PNDL și la CNI, reabilitare cămin cultural care îl avem în mijlocul localității, biserica de la Vâlcele reabilitată și acum este o parte din ea nereabilitată și asfaltare 8 km drumuri din interiorul comunei. Deci în comuna Vâlcele 80% lucrează numai în agricultură. Deci fermierii noștri din localitate au angajat cam 80% din cetățeni. Anul agricol la noi în localitate a fost un an, să nu ne uităm, bunicel, dar prețurile au fost de foarte slab plătite produsele și de aici fermierii au mai creat niște probleme. Având în vedere, cea mai mare problemă s-a creat la recoltarea porumbului. Deci recoltez 5-6 tone de porumb cu 5.000 de lei, 0,5 bani kilogramul, nici lucrările pe care le-ai efectuat până la recoltare n-ai putut să le scoți. Dar au venit alte culturi care au compensat una peste alta. Fermierii din localitate doar cultură mare sau fac și zootehnie? Numai un singur fermier, din păcate aveam doi care făceau și zootehnie, un singur fermier avem care are și zootehnie, 1.000 de capete de vaci, 5.000 de capete de porci. Este la Floroaica, dacă vreți o să filmăm puțin și acolo, vedem. Cum reușiți să țineți tinerii în localitate? Este greu, această întrebare mi-a spus-o, mă dă puțin pe spate, că tinerii, din contră, încearcă să plece în afară. Deci îi bucură mult că aude că iau 1.000 de euro la un salariu în Spania, în Italia. Dar am încercat să-i aduc în localitate, încerc să-i ajut să-și creeze programe, proiecte. Chiar am doi tineri care s-au întors din Spania, au fost, de ce să nu spun, au văzut ce înseamnă munca afară și s-au apucat de legumicultură. Unul a pus varză și unul s-a apucat de căpșuni. Acum ei zice că nu mai pleacă. Evident, într-o localitate atât de mică, politica este una cu năbădăi. Astfel s-a ajuns în situația că adversarii politici din urmă cu 20 de ani să fie acum prieteni la cataramă. Nu, înaintea mea acum a fost domnul primar Gabi Oroianu, un bun coleg, care am colaborat, eu eram viceprimar, suntem în continuare, este consilier local, bun prieten cu mine. Domnul Vasile Iuț a fost 3 mandate, noi am fost și adversari politici în o parte din vreme, la urmă am dat mâna și am devenit colegi și de partid și prieten și acum am luat sprijinul Consiliului Județean, de ce să nu spun, și am spus după alegeri, chiar a doua zi am spus, zic, domn președinte, dacă și dacă și Consiliul Județean, mă mut la ușa Consiliului Județean, unde zi de zi voi solicita bani, voi solicita proiecte, voi cofinanțări la proiecte, cu asta poate să ne ajute. Și de ce să nu spunem, să vadă lumea peste 4 ani de zile că dezvoltăm localitatea atât dumneavoastră cât și eu. Pentru Nelu Tatu, prioritatea numărul 1 în acest moment este reabilitarea căminului cultural din localitate. Am depus proiect la CNI, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, la anul intrăm cu reabilitare, este vorba și aici de 1 milion de euro proiectul.
La Vâlcelele se întâmplă ca autoritățile locale să conștientizeze că sportul joacă un rol important în viața comunității. Nu degeaba se spune că un leu investit în sport economisește 7 lei pentru sănătate. Eu sunt, de ce să nu spun, un fanatic al sportului cu mingea rotundă. Dacă acum 20 de ani am creat o echipă singur, mă zbăteam, eram la primul mandat de viceprimar în 96 și mă gândeam ca localitatea noastră să aibă o echipă locală de fotbal. A fost greu începutul, am demarat pe un proiect minim, nu aveam cabine, nu aveam dușuri, nu aveam apă curentă acolo, nu aveam nimica, ne chinuiam cu un vagon, cum era pe timpul luat după la SMA, de se schimbau jucătorii, dar am început să evoluăm. Deci această echipă, după ce am revenit viceprimar, acum 4 ani de zile, deci 3 ani plus ăsta e al 4 ani de zile, am reușit să o promovez în Liga 4, am modernizat baza sportivă pe fondurile primăriei, urmând ca peste, să sper, un an de zile să am marele succes în modernizare bază sportivă Vâlcelele, un proiect pe care îl depun la PNDL, sunt în faza acum de avize, unde, dacă mi-ajută Dumnezeu, va fi un stadion de Liga a 3-a. În luna septembrie acestui an, fostul internațional Ionel Ganea și Alina Dumitru, campioana olimpică la judo, au devenit cetățeni de onoare ai comunei Vâlcelele. Deci toată lumea mă întreba de ce l-am făcut pe Ionel Ganea cetățean de onoare. Haideți să vă spun, înainte de toate, Ionel Ganea, când a venit la Călăraș, noi eram înainte prieteni și prieteni adevărați de familie și am rămas prieteni în continuare. El la fiecare meci de la Vâlcele, de la Spicul Vâlcele, după ce termina meciul de la Dunărea, era prezent la mine și mă ajuta, îmi dădea niște sfaturi. Bine, eu nu eram antrenor, dar luam ce era bun de la el, că el știa ce să facă. Vezi că ăla nu-i bun colo, adică până la urmă mă făceam și antrenor din primar. Cu Alina Dumitru este născută, crescută în satul Floraica, este, părinții locuiesc la Floraica și am zis că la meritul ei pe care l-a făcut pentru România, pentru țara noastră, și ea are cetățean de onoare în mai multe localități, am zis că merită să fie și în satul natal, în comuna respectivă, cetățean de onoare. Am reușit, i-am sunat, am discutat cu ei. Mulțumesc Consiliul Local care mi-a acordat această șansă să pot să îi fac cetățeni de onoare. Așula, zi de zi, pe asfaltul de nori, n-ar avea niciun rost, nu mai vrei să cobori. Stânga, dreapta, n-aș mai parca. Eu acum mă lupt să asfaltez toate străzile. Deci am terminat ce înseamnă principalul. Am toate străzile pietruite la mine, chiar dacă e plouă, chiar dacă ninge, se poate intra cu orice mașină. Și acum mă chinui și sper să vă invit peste un an de zile să vedeți asfaltare de străzi în localitate, modernizare străzi din comuna noastră. Aici, chiar în fața șinei din fața noastră, în mijlocul orașului, ați reușit să faceți zile fermierului călășan. Câtă lume s-a adunat la acest eveniment și câți fermieri s-au prezentat în fața publicului? Am reușit, după o întrerupere de 5 ani de zile, ceea ce promiteam în campanie, să reluăm ziua fermierului Călărășan, ziua comunei Vâlcelele. Uitați că ne ținem de cuvânt și vrem să facem un spectacol maraton, cea de-a 10-a ediție a zilei fermierului. Mi-a spus mai devreme că la eveniment au venit și localnici din celelalte sate din prejur. Cum colaborați cu primarii din zona dumneavoastră? Da, am o colaborare foarte bună. Suntem comunele vecine cu Zavodă, Dragoș Vodă, Dragalina, Vlad Țepeș. Colaborăm foarte bine, suntem buni prieteni.
dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare in perrabi, ameno, dimere, dimere, manciro, manciremo, ameno. Suntem creștini ortodoxi în biserica Vâlcelele. Avem hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvârtorul de mir, sărbătorit pe data de 26 octombrie. Sfântul Dimitrie este ocrotitor acestei biserici și a acestei comune. De aceea, un hram al bisericii, creștinii se pregătesc începând cu, de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă pentru a cinsti cum se cuvine acest ocrotitor și hramul acestei biserici, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Anul acesta, deci este în zi de post, în zi de post miercuri, de aceea este de dezlegare la pește, dar dezlegare la pește numai unde este hramul bisericii sau a unei mănăstiri. De aceea noi creștinii, deci biserica aceasta este din... S-a sfințit în 1914 și în 2014 am avut deci 100 de ani de la sfințirea acestei biserici, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Moșii și strămoșii noștri au ridicat-o, deci avem și noi cinstire față de ei, față de Bunul Dumnezeu și prin viața noastră, prin purtarea noastră să-L mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos în călătoria aceasta pe acest pământ. Aveți o biserică foarte frumoasă. Cum ați reușit să o reabilitați? Biserica este casa lui Dumnezeu. Creștinii, sigur, se adună și dau slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile, pentru darurile sale. De aceea este important, pentru că moșii și strămoșii noștri au ridicat-o în acele timpuri. Biserica aceasta s-a început în anul 1908 și în 1914 a fost sfințită. Titorii boieri, Gogu Frunzeanu, Clementina, Elena și alți titori făcători de bine aceste sfinte biserici. A fost foarte important pentru că și în acele timpuri au fost timpurile grele, dar creștinii și credincioșii care au fost în acele timpuri și în 1914 au fost puțini locuitori. Se spune, deci am găsit și din arhive, din documente, căci în acele timpuri au fost
au fost în această localitate la înființarea, pentru că prima dată s-a numit Giurca, Giurca, această comună, un transilvanian cu oile care a venit aici pe aceste meleaguri, în Bărăgan, și au adus alții și deci prima denumire este de Giurca, după aceea a luat denumirea de Crucea și Vâlcelele. Vâlcelele. De aceea biserica și noi ne pregătim, ne pregătim și pentru hramul bisericii și iată că ce am renovat-o și în 2014 am să o împodobim. De aceea și rugăciunile bisericii sunt foarte clare, binecuvintează Doamne pe cei ce iubesc și împodobesc podoaba casei tale. Sigur că un rol mare am avut și eu, sunt preot din anul 2000 în această parohie, la această biserică, și un rol mare deci a avut și postul primar Iliuță Vasile împreună cu fermierii, cu toți creștinii, deci am pus mână la mână, bănuți cu bănuți, pentru a împodobi și a face deci toate renovările. Renovările au fost renovări și la biserică, la pictură, la acoperiș, troițele acestea, care tot ce se vede, deci toți, pentru că nu putem să fim indiferenți. Strămoșii noștri au ridicat-o și noi avem datoria aceasta sfântă de a o întreține, de a o întreține casa lui Dumnezeu, care este Sfânta Biserică. Aici este Cartea Vieții, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Deci aici avem pe Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Vasile cel Mare. La intrare avem pe Sfântul Dimitrie, ocrotitor și hramul bisericii, și pe Sfântul Nicolae. De aceea și aici avem strugurile vieții și pomul vieții. Împărtășania, trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică și mântuirea sufletelor noastre. Dorime, interimo ad apare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperabi, ameno, timere, timere, manciro, manciremo, ameno. Calul meu nu poate să zboare, oricât ar da el din chicioare, dacă ar putea, cred că ar întrece avionul de la ON. Ar face tumba printre stele, prin universuri paralele, și la Geneva cred că ar prinde în dinți bosonul. Campionul! El dacă vede un gard înalt, îl depășește dintr-un salt, cât s-a burcă și deodată face hopa Penelopa. Calul meu n-are 4 ani și nici nu mușcă din dușman, dar e o stoma alimoș, nu Andri Popa. Galop! Da-d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 a-
unde. Da, nu pot nici eu. Accelerează. Nica, 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 nu-i stă-n cali. Fugi, fugi, fugi ca un zmăul la deal. Da, mai ales la vale. Bum 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 măr ras. Calul meu nu poate să zboare, oricât ar da el din chicioare. Dacă ar putea, cred că ar întrece avionul de la on. Ar face tumba printre stele, prin universuri paralele. Și la Geneva, cred că ar prinde-n dinți bosonul. Campionul! El dacă vede un gard înalt, îl depășește dintr-un salt. Cât s-a bun, cât și deodată face hopa Penelopa. Calul meu n-are 4 ani și nici nu mușcă din dușman. Dar eu Stoma Alimoș, nu Andri Popa. Galop! De unde pasiunea noastră pentru cai? Pasiunea pentru cai, dacă e să vă povestesc, este o, cum să vă spun, o aventură foarte mare. De mic copil am crescut cu animale în curte și în special cu cai. De, să vă spun așa corect, poate la clasa 1-a plângeam după tata când pleca cu căruța și pe mine nu mă luau în căruță. Atunci, în timpurile alea, vorbesc de anii 53-54,
în care alte mijloace de transport și de a lucra și de a face muncile la țară, nu exista decât calul și căruța. Cine n-avea cal, căruță, vacă în curte și bord de Crăciun, ăla nu era om. Deci vă spun că de mic copil, pasiunea pentru cai. Aveți aici trei exemplare superbe. Ce rase sunt acești cai? Avem frezian, andaluz și arab. Unde pot fi admirate aceste exemplare extraordinare? La ce concursuri? Concursurile numai la noi în comună, în care se ține de bogotează și în special la sediul fermei, unde îi avem pentru agrement, pentru familie și prietenii noștri care vor să participe, să călărească, așa se numește, caii care în fiecare zi se dă are și ei un program al lor, să dă la arie, să facem menajamentul lor. Cam cât valorează un astfel de exemplar? Nu știu cum să vă spun, că nu, eu m-am ocupat de achiziționarea lor, oricum nu este chiar așa. E o rasă pură, o rasă care, cum să vă zic, corespunde cerințelor actuale. Adică și caii sunt inteligenți ca și oamenii astăzi, niște exemplare care poți să stai de vorbă cu ele, ca și cu omul, decât că nu-ți vorbește, n-are greu. Dar în rest, pasiunea pentru ei și dragostea de animale, în special caii, se spune că este și undeva un tratament și pentru copii mici, și am și o nepoțică care la un an jumate a îndrăgostit caii și toate cele. Se zice că se transmite, dacă va fi ceva. Dar v-am spus, asta este singura pasiune și singura mulțumire în care mă simt într-adevăr satisfăcut când vin la ei și stau de vorbă și le dau mâncare și te simți satisfăcut și mulțumit că te înțelege un animal. Te pup, papa.